Eu cred că binevenit ar fi să ia cuvântul și acel care a moșit această carte, care e redactorul cărții. E vorba de scriitorul Dumitru Covaciuc. Nicolae vorbește în trei. Nu, nu. Asta e la urmă. E la urmă. Vă rog, domnul Dumitru Covaciuc. Mi se pare că eu sunt vinovat că am avut această carte. De mulți ani, tot i-am bătut capul. Nicolae, cu lumea se duce. Și într-adevăr, când m-am uitat în final, toți informatorii folclorici de la care el a cules anumite piese, nu mai sunt în viață. Nicolae n-a cules folclorul cu magnetofonul, ci cu condeiul, a notat și colegele lui datează din ultimul pătrar al secolului trecut. Deci cât mai erau informatori folclorici în Boloca. Dar în Boloca erau foarte mulți informatori folclorici. Am venit în 69 în Boloca de la Institutul de Folclor de la București. Am avut o anchetă specială cum se culege folclor de la informatori. Vârsta, porecla, preocupările, cu ce ocazii cântă, unde a fost peste hotare, unde a făcut armată. Și era un rapsod popular vestit pe atunci, îl chema Procopie Mintencu Zâscu Leșniuc. Nu știam cine, unde, era o rudă și văd într-o curte o femeie mai în vârstă și un tinerel uscau porumbul la soare de prisc, era toamnă. Am întrebat unde stă cu Leșniuc, era domnul Nicolae Petrovici. Așa am făcut cunoștință. Deci, am dat, cine poate din Boloca știe, era o femeie fenomenală, Colunga. Nu, era din centru, dar era născută pe la 1882. Atâtea balade știa femeia aceea, mi-am cules. Știți dumneavoastră când în 74 mi s-a programat la editura Carpați o carte de basme din Bucovina. Am fost mai des la Boloca, am cules basme, am dat un Nistor Măfriciuc din Hrușăuț, zis al lupului, un tezaur, ce avea omul cealaltă în cap. Dar fiindcă în 72 au început necazurile mele, au dispărut și cărțile și n-am mai fost editat niciodată și nici manuscris nu mi s-au întors. Deci știam că la Boloca există cântece, există basme, există legende, dar nimeni nu se apuca. În anii când cu trăieram eu Boloca, Boloca era cu totul alt sat. Un sat ca toate satele din jur. Acum Boloca este o capitală a oamenilor mai bogați, a oamenilor care nu-i mai interesează cultura populară, să zic așa. Și când internetul, telefonia mobilă, computerul e la modă, barurile din Boloca, cine îți mai cântă sau cine îți mai spune o poveste sau o legendă. Deci Nicolae a avut un act de curaj. De fapt, volumul a fost mult mai mare. Noi l-am selectat pentru că sunt lucruri care au mai fost undeva publicate sau se cântau la radio sau se mai distribuiau, dar nu puteam lăsa din teama de unde s-au găsit bani să cum se face o carte mai voluminoasă, pentru că Boloca n-are bani. Și totuși folclorul a fost pus pe cicluri, sunt 9 cicluri. Începe cu ciclul de cânce bătrânești, doine, cânce de dragoste și dor, cânce de nuntă, unii dați întregul ceremonial de nuntă, cum este desfășurat la Boloca, bocite, descântece. Asta este o raritate când avem o medicină de dezvoltată, când la Boloca se mai găsesc descântece de beșică neagră, de ochi, de orbalți, de munte sunt acolo, de spăritură, de trântitură. Deci, de ochi le-a găsit, Nicolae le-a pus. Mi se pare că și cântecele funerare sunt foarte potrivite. Este o poezie atât de adâncă, când
spui despre un om totul la căpătâiul lui sau când îl urmezi pe ultimul drum. Este foarte bucurător faptul, eu am fost împotrivă, dar Nicolae insistat să-i dea și tinerii interpreți de muzică populară. Eu am vrut să fie o carte numai de folclor, dar e foarte bine. Tinerii rapsoze. Se văd oamenii aici și, nu știu, cu 2-3 ani în urmă, avea un ciclu de versuri, Nicolae, din pragul Pomnurării. Deci toate erau cântece, parcă Nicolae se grăbea să se ducă pe altă râd. Și atunci a dus, fă carte de folclor și urmai să mor. Și am mai făcut două cărți. Mă bucur pentru că sunt și cântece cu note, dar eu spun că nu este tot folclorul, tot repertoriul moloșenesc. Nu este. Eu și mă bucur că am auzit de nuntă a lui Veronica Zaharciuc, le cântă Margareta Clipa, luate din cartea noastră. Mă bucur că cântă asta de la Rădăuț, Adriana. Cânci din Boloca, e destul să punem o carte la dispoziția artiștilor, se găsește melodia la text și se cântă. Îmi pare rău că nu sunt basme și legendele, fiindcă Boloca era mai specializată în proză populară. Pentru că erau clăcile. Am fost la clăci de desfăcat, popșoi, porumb, panda, când nici nu era lumină electrică tare. Ce se povestea acolo? Întâmplările de pe lume, povești, snoare. Deci acele lucruri, Nicolae, dacă ai mai putea să mai faci un efort, să strângi și proza populară, să-i lași Boloce o amintire. Pentru că, vezi, la câte manifestări am fost, rar l-am văzut pe domnul director școlar. Dar fiindcă a scris o leagă de prefață la casa lui Nicolae, a venit. Deci i-am scris postfața, parcă am dat o analiză. Eu vreau să vă spun ceva la toți. Noi multe am putea face dacă s-ar găsi mijloace financiare. Și vreau să aduc mulțumiri excelenței sale, domnule consul general, doamne consul general. Când, nu tare cu multe luni în urmă, m-am lovit, că nu mai găseam bani pentru almanacul Țara Fagelor, m-a întrebat cât costă. Doamne, 4.000 de lei tirajul, 4.000 de lei la Târgu Mureș. S-au găsit bani. Eu nu i-am văzut. S-a trimis. Cartea a apărut. Și de data asta s-au găsit 400 de dolari. Eu cred că doamna și cu domnul consilier pun de buzunarul lor. Eu mi-am dat seama asta, pentru că dar faci o faptă foarte frumoasă, pentru care ne-a dus și bucurii generale. Aplauze! Bravo! Vedeți dumneavoastră cine lucrează și cine face. Când proiectele astea rămân deodată, mie mi-au tăiat totdeauna Țara Fagelor la București. Spus că nu e nevoie de așa o publicație în România. Nu e nevoie, ea apare. Și volumul 26 de grave este. Dar vedeți, alții se bucură de sprijin, alții nu se bucură, dar eu vă mulțumesc că din numele redactorului cărții pentru ajutorul care l-ați acordat. Și eu sunt bucuros astăzi că Boloca a venit să-l sprijin. Pentru că, deși e destul de tinerel, dar încă e pedagog, încă predă și era, nu trebuia să se iasă la doamna consul cu problema asta. Atâția elevi bogați, atâtea șiruri a avut Nicolae, la atâtea anunți a cântat, pe atâția lume a veselit. Și astăzi, felicitări Nicolae. Mulțumesc, domnule.